Neața, doamnelor, domnilor, tot timpul Damian Drăghici a adus ceva nou, ceva inedit pe scenă. La fel se va întâmpla și în seara asta, am aflat că va fi un eveniment fără perdea. Colegul, dacă e prea mult, ceva prea de ochiat, oprești camera că ține o minte, da? Ok. Ați avut nevoie de curaj, pentru că nu mulți înțeleg acest eveniment. Până la urmă, lumea a mulțumit, aplauze, a ieșit o seară frumoasă. Unii au avut emoții din sală. Dom'le, stați că nu știu ce va fi, nu știu cum e interpretarea, reinterpretarea. Cum ați gândit evenimentul? Păi, în primul rând, am gândit albumul, acest album Postmodern Culture, care am luat doar muzica, o muzică pe care toți, într-un fel sau altul, o avem în mintea noastră și în, cumva în subconștientul nostru. Și am readus-o pe... Sper să o readuc în atenția tinerilor din ziua de astăzi, pentru că multe dintre ele au fost și lagre, sunt foarte cunoscute. Curaj, da, mult curaj. Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Mă așteptam, sincer, la Damian să facă o ursărie de asta de-a lui. Nu mă așteptam totuși la asta, nu am știut absolut nimic până astăzi. Mi-a plăcut mult de tot. Foarte tare. Corect, că trebuie voce ca să faci treaba asta, adică cei care cântă au și talentul lor. Cântă o refren? Asta urmează să faci? Am zis mai bine că te-ai prins tu ca să nu pic eu aiurea. Nu, nu. Hai să... Sau stai. Buzele tale, două petale. Când le sărut, mă topesc pe picioare. Ce faci? Toate bune. Cum? Mă iubești? Trebuie să-mi retrag, că intru în altă discuție și ne certăm. O seară bună, la revedere! Am ascultat muzică bună, atâta pot să spun. A fost un concert frumos, am ascultat muzică bună, armonii frumoase, armonii deștepte. Este muzică și pentru oameni simpli care nu cunosc și pentru cei care cunosc. Atâta pot să spun. S-a părut în seara asta? Adică te așteptai la proiectul ăsta și te așteptai ceva? Măi, da, recunosc că știam că dacă aflam doar așa personal, nu m-ar fi încântat foarte mult, pentru că recunosc că sunt una dintre persoanele care are prejudecăți legate de acest curent muzical. Nu m-a prins deloc. Recunosc că pe multe dintre ele nu le știam, neascultând. Mă rog, n-am putut să scap, adică de ce mă minți, m-a urmărit și pe mine într-o vară, aproape că îmi plăcea. Duță e numai pe... Ai văzut, e... Își lasă bucăți. Nu știu dacă el lasă asta în material sau Georgica să primească cu el și... Păi tu ai văzut că s-a întrerupt? Ce crezi? A rugat-o pe jos. Zici și tu dacă nu mă iubești. S-a tăiat? N-ai văzut? Da. Așa face, Duță. Păi n-am făcut și atâți ani. Dar nu mai fac. M-am lăsat. Eu sunt cu puberul pe același film.